Românii se vor putea testa gratuit în cabinetele medicilor de familie. Aceștia din urmă vor primi 50 de lei pentru fiecare test făcut. Fie că o persoană se află sau nu pe listele unui anumit medic, poate merge la testare, dar nu mai des deodată la 48 de ore. Pentru a putea face toate aceste lucruri, medicii de familie vor trebui să încheie un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii de familie vor putea achiziționa testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății. Pentru fiecare activitate de testare realizată, medicii de familie vor primi 50 de lei pe persoană, ceea ce include contravaloarea testului, manopera, materialele și echipamentele de protecție necesare testării. Persoanele eligibile pentru testare sunt cele suspectate de infectare cu virusul SARS-CoV-2.